Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. Dacă în primul video am comparat răspunsul în frecvență al acestor amplificatoare în clasă D pe impedanță de 4 ohmi, în acest episod secund vom vedea tot răspunsul în frecvență, numai că pe impedanță de 8 ohmi. Vom începe cu amplificatorul TPA3116 în modul stereo, deoarece am deja filtrul de pe ieșire LC, așa cum scrie în datasheet. Am lipit deja kitul cu TPA3116, osciloscopul în partea dreaptă. În cazul acestui episod secund o să fie mai simplu, deoarece nu o să trebuiască să mai arăt cum schimbăm condensatorii de pe intrare audio, deoarece am făcut-o deja în clipul anterior, în episodul anterior. Așa că nu o să mai avem probleme cu atenuarea pe frecvențe joase, dacă am fi lăsat condensatorii de pe intrare așa cum venea acest kit și cu celelalte kituri. O să creștem care per la frecvența de 1 kHz și la aproximativ 12 V vârf la vârf. A fost reglat. Să scădem la 20 Hz, deși aici e destul de clar. Deci la 20 Hz atenuarea este inexistentă, extrem de puțin. Să creștem, bineînțeles, frecvența. Oricum se vede că este liniar. Să crește mai mult. Pare a începe a crește amplitudinea la peste 7-8 kHz. Da, pare să amplifice semnalul. Cam acesta e răspunsul în frecvență pe 8 ohmi al integratului TPA3116. Al doilea amplificator, un TPA3110 în modul mono. O să înlocuim filtrul de pe ieșire, deoarece acesta este pentru impedanță de 4 ohmi, iar pe 8 ohmi trebuie să inductoare de 33 microhenry și condensatoare de 1 microfarad. Scoatem inductoarele acestea și condensatorii de față. Inductoarele au fost scoase și acești condensatori. Condensatoare lipite, urmează inductoarele. Inductoarele și condensatoarele au fost lipite pentru impedanța de 8 ohmi. Reglat la 1 kHz și 12 V vârf la vârf, care per. Să vedem răspunsul în frecvența al integratului TPA3110 în modul mono. Să scădem la 20 Hz. Perfect, aici nu prea avem atenuare. Creștem frecvența. Depășim 1 kHz. Aici se vede că atenuează, începe să atenueze la peste 3-4 kHz. Da, se vede o atenuare destul de mare. 20 kHz și se vede că de la 12 V vârf la vârf a scăzut la aproximativ 9 V vârf la vârf. Da, în cazul TPA3110, varianta mono atenuează frecvențele înalte. Al treilea amplificator pe care îl vom testa este tot un TPA3110, numai că în modul stereo. Să schimbăm inductoarele și condensatorii de pe un canal cu valori adecvate pentru impedanță pe ieșire de 8 ohmi. Lipim prima dată condensatoarele. Iar acum inductoarele.
Din păcate, testul cu TPA-3110 în varianta stereo nu va fi dus la bun sfârșit, deoarece avem o limită pe alternanța negativă. Foarte bizar. Nu înțeleg cum s-a întâmplat asta, deoarece am lipit acele inductoare și cu acele condensatoare de pe ieșire, din filtrul LC de pe ieșire. Asta e. Oricum, mai avem și celălalt TP-3110 în modul mono, care practic am observat că e același lucru la răspuns în frecvență, numai că diferă modul de conectare, modul mono sau modul stereo. Al patrulea amplificator pe care îl vom testa este CS8673E în modul mono. Am lipit deja inductoarele, nu v-am mai arătat pe video. Vom folosi inductoare pe filtrul LC de pe ieșire de 10 microfarazi și lăsăm aceleași condensatoare de 1 microfarad, așa cum ne arată în schema tipică a integratului. Să vedem răspunsul în frecvență al acestui kit cu CS8673E în modul mono, bineînțeles pe 8 ohmi, care per am reglat la 1 kHz și la aproximativ 12V vârf la vârf. Un moment să mai reglez din cel. Da, lăsăm pe aici. Scădem la 20Hz, aproximativ 20Hz. Se vede că mai există acea mică atenuare, deoarece n-am schimbat condensatorii cu unei de 6,8. Se pare că sunt de 4,7, nu mai țin minte. Mă refer la condensatorii de pe intrare. Să creștem frecvența. Am depășit 1 kHz. Văd că până acum rămâne un răspuns în frecvență destul de liniar. 5 kHz și văd că începe ușor să amplifice semnalul. 10 kHz, 12,8, 12,9 V la vârf. 15 kHz, 14 V vârf la vârf, dar din păcate amplifică semnalul. Nu mai este liniar. Aici trebuie să schimbăm scala. Deci 20 de Hz, 16,6, 16, da, ceva gen 16,2 V vârf la vârf. Da, din păcate pe frecvențe înalte, integratul cu CS8673E nu este liniar. Următorul amplificator, un TDA8932T în modul mono. Aici o să trebuiască să pun filtrul LC de pe ieșire adecvat pentru impedanță de 8 ohmi. Mai exact, aceste inductoare de 22 microhenry. Haideți să vi le măsor. 24,5. Celălalt 25,1. Totuși au o toleranță și acele inductoare. Condensatoarele sunt de 680 nanofarazi, 630, au și ele o toleranță. Celălalt, să vedem cât are, 644. Da, acceptabil. Să scoatem condensatorii aceștia, că sunt de aproape 1 microfarad. Ne avem nevoie de 680. Condensatoare lipite, urmează inductoarele. Gata, inductoare lipite. Să testăm răspunsul în frecvență integratului TDA8932T în modul mono. Filtrul este adecvat pentru impedanțe de 8 ohmi, care per am reglat la 1 kHz frecvența și aproximativ 12V vârf la vârf. Să scădem la 20 Hz. Aici atenuarea este practic irelevantă, foarte puțin. Să creștem frecvența. Am depășit 1 kHz. KHz și văd că începe un pic să atenueze. 10 kHz, o ușoară atenuare. 14 kHz. 16 kHz.
aproximativ 20 kHz. Da, există o atenuare pe frecvențe înalte, dar nu foarte mare. Și în sfârșit, ultimul amplificator, TPA-318, în modul mono. Aici nu mai trebuie să schimb acele filtre, deoarece el a venit deja cu unul adecvat, atât pentru impedanță de 4 ohmi, cât și pentru 8 ohmi. Practic, filtrul de pe TPA-318 este la fel ca cel de pe TPA-316. Mă refer la filtrul de pe ieșire. În sfârșit, să testăm răspunsul în frecvență al ultimului amplificator, TPA-318, în modul mono. Ca de obicei am reglat la frecvența de 1 kHz și 12 V vârf la vârf, să scădem la 20 Hz. Aici avem o atenuare ușoară pe frecvențe joase, dar nu prea este relevant, destul de puțin, chiar foarte puțin. Creștem frecvența. Observăm că își revine destul de repede, la peste 30 Hz. Am depășit 1 kHz. Aici începe puțin să amplifice semnalul, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz. Da, pe frecvențe înalte pare să amplifice semnalul. Să tragem și concluziile cu desarea răspunsului în frecvență a acestor amplificatoare în clasă D, doar că de această dată pe impedanță de 8 ohmi. Pe primul loc avem amplificatorul TDA8932T în modul mono, unde avem o atenuare nu foarte mare a frecvențelor înalte de peste 6-7 kHz. De asta v-am spus în episodul anterior să nu subestimați acest amplificator. Pe al doilea loc am pus amplificatorul TPA-316, acesta amplificând puțin semnalul audio de peste 8-9 kHz. Pe locul 3 am trecut amplificatorul TPA-318, aș fi putut să îl pun pe același loc, al doilea, la fel ca TPA-316. Numai că în cazul 3118 se vede o amplificare mai mare pe frecvențele de peste 6 kHz. Pe locul 4 am pus amplificatorul TPA-310 în modul mono, acesta atenuând destul de mult semnalul sinusoidal pe frecvențele înalte de peste 3 kHz. Din păcate, kitul cu TPA-310 în modul stereo a fost descalificat deoarece avem o limitare, adică taie pur și simplu alternanța negativă a semnalului sinusoidal. Practic a cedat subit modulul acesta din partea dreaptă. Pe ultimul loc am trecut amplificatorul chinezesc CS8673E în modul mono, văzând destul de clar că amplifică destul de mult semnalul sinusoidal de peste 4-5 kHz. Aici se termină episodul 2 al seriei unde am comparat răspunsul în frecvență pe impedanță de 8 ohmi a acestor amplificatoare audio în clasă D. Din păcate unul oarecum a cedat în timpul testelor, așa că în următoarele episoade va fi scos de pe listă și vor rămâne acestea 5. Cam aici se termină acest video, sper că aceste episoade să fie de folos. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!